Bună ziua, sunt Ioan Stan, profesor de geografie și vom continua astăzi călătoria noastră în lumea rocilor și a reliefului creat pe acestea. După ce în emisiunea trecută am vorbit despre rocile magmatice, astăzi vom continua cu o altă categorie de roci care au o largă răspândire geografică, cel puțin la noi în țară, și anume rocile sedimentare. Nici nu s-a răcit bine magma venită din interiorul Pământului sub formă de lavă în vulcani, că asupra ei au început să acționeze forțele externe modificatoare ale scoarței terestre, aerul, apa, iar mult mai târziu, după apariția lor și viețuitoarele, și în ultimul timp, omul. În felul acesta au luat naștere o altă categorie de roci, rocile sedimentare. După modul lor de formare, rocile sedimentare pot fi de diferite tipuri. Roci sedimentare detritice sau clastice, care rezultă din sfărmarea rocilor preexistente, roci sedimentare de precipitare fizico-chimică, roci reziduale, roci sedimentare organogene sau biogene și alte categorii despre care vom vorbi în continuare. Rocile sedimentare detritice sau clastice provin din sfărâmarea rocilor preexistente și acestea se datorează acțiunii aerului sub forma variațiilor de temperatură sau sub forma vântului, se datorează acțiunii apelor sub diversele lor forme, apele marine, apele râurilor, apele ghețarilor, dar se datorează și acțiunii viețuitoarelor într-o oarecare măsură. Din categoria rocilor sedimentare detritice fac parte grohotișurile, bolovănișurile, prundișurile sau pietrișurile, nisipurile, mâlurile, cenușa vulcanică și praful atmosferic. Grohotișurile sunt roci sedimentare care au luat naștere prin acțiunea aerului asupra scoarței terestre, asupra rocilor coezive, mai ales atunci când variațiile de temperatură se produc în jurul temperaturilor de 0 grade Celsius. Datorită încălzirii din timpul zilei, rocile se dilată, datorită răcirii din timpul nopților, rocile se contractă și în felul acesta, în masa rocilor, chiar a celor coezive, dure, apar fisuri. Cu timpul, aceste fisuri se lărgesc. Poate să pătrundă apa prin aceste fisuri, apa prezintă fenomenul invers, în sensul că prin răcire își mărește volumul și atunci, între rocă și apa pătrunsă prin fisuri, apare acea contradicție, în sensul că roca se contractă la temperaturi mai scăzute, iar apa se dilată, îngheață și atunci roca se sfarmă. Iau naștere astfel rocile acestea sedimentare detritice necimentate care poartă numele de grohotișuri sau detritus. Detritus înseamnă sfărâmături. Cu cât aceste sfărâmături au diferite dimensiuni. Unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Bucățile de rocă cu aspect colțuros, cu muchii și colțuri ascuțite, cad de pe stâncă și se acumulează la baza stâncilor, formând grohotișurile. Și deoarece ele se produc mai ales prin acțiunea înghețului sau a gelivației, mai poartă numele și de gelifracte. Acestea pot să fie în zonele alpine înalte, în apropierea crestelor glaciare, pot să fie în zonele ghețarilor, foștilor ghețari sau mai bine zis în zonele circurilor glaciare, dar și pe suprafețele montane înalte. Se acumulează de asemenea la baza oricăror abrupturi, abrupturilor calcaroase sau abrupturilor de altă natură. Cu
Hohotișurile sau gelifractele au o largă răspândire în munți înalți, dar și în cei cu înălțime mijlocie, dacă roca dură coezivă apare la suprafață și asupra ei acționează gelivația, așa cum se întâmplă în cazul stâncilor calcaroase, pietrele Doamne din Rareu, dar și în alte zone unde calcarele ies la zi. Bucățile de rocă cu aspect colțuros au forme și dimensiuni variabile. Unele sunt mici, formând un detritus fin sau sfărâmături fine, altele sunt blocuri mari de piatră. Platourile calcaroase, dar și masivele calcaroase, așa cum este vulcanul din munții Apuseni, au la baza abrupturilor mase mari de grohotișuri. La mare altitudine, unde gelivația acționează intens o bună parte a anului, se formează frecvent grohotișuri. În Căliman, de exemplu, în zona Rățisiș, în apropierea stației meteo, se dezvoltă așa zisele mări de pietre. Asemenea, câmpuri de pietre sau mări de pietre sunt și în munții Bihorului. Detunata goală din munții Metaliferi este formată din coloane prismatice de bazalt care sub propria greutate se îndoaie. Datorită și gelivației, bucăți mari de bazalt se prăbușesc cu un zgomot asurzitor din când în când și au dat naștere la o îngrămădire haotică de blocuri de piatră. În marile circuri glaciare ale retezatului, grohotișurile s-au adunat, aduse fiind gravitațional, dinspre crestele glaciare unde gelivația este foarte intensă. Și în Parâng, circurile glaciare adăpostesc mari cantități de gelifracte. Rodna sunt de asemenea câteva căldări glaciare de mari dimensiuni, una dintre ele fiind căldarea glaciară a Bistriței, aflată sub vârful Gărgălău. Pereții căldării glaciare sunt căptușiți cu grohotișuri. Sub ineul Rodnei se află circul și valea glaciară a Lalei cu mari cantități de grohotișuri. Creștetul Carpaților Românești, și ne referim la munții Făgăraș, sunt un domeniu al gelivației, unde și rocile cele mai dure, gnaisurile, sunt sfărâmate de către îngheț de zgheț. Grohotișurile formează uriașe trene ce coboară spre zonele mai joase, inclusiv spre lacul Bâlea. Platoul Calcaros Poeni, de la sud de Arieșul Mic din munții Apuseni. În decursul timpului, oamenii au strâns pietrele colțuroase pentru a cosi mai ușor, le-au adunat în grămezi mari, numite grohote. Padiș, cetățile Ponorului, unul dintre cele mai impresionante fenomene karstice din România. La baza uriașului portal, dar și în celelalte două doline, sunt mari cantități de grohotișuri calcaroase. Grohotișurile sunt de două feluri. Grohotișuri actuale nude, neacoperite cu sol și vegetație, ce se formează și astăzi, și grohotișuri vechi, pleistocene, care în decursul timpului au fost acoperite cu sol și vegetație. Bolovănișurile și prundișurile. Ajunse în apele râurilor de munte, grohotișurile, bucățile de gelifracte cu aspect colțuros, cu timpul sunt
modelate, sunt rotunjite, colțurile lor sunt rotunjite și muchiile sunt rotunjite și iau naștere bolovănișurile din grohotișurile mai mari sau prundișurile din grohotișurile mai mici. Asemenea, bolovănișuri și prundișuri sau pietrișuri se găsesc în râurile de munte în proporții diferite, dar prundișurile se găsesc mai ales în zonele de dealuri și de podișuri. Natura lor poate fi diferită, uneori sunt prundișuri ce provin din cuarțite și acestea sunt foarte dure, alteori sunt provenite din roci mai moi și în acest caz ele sunt și ele mai puțin dure. Prundișurile apar așadar și bolovănișurile apar în zonele râurilor de munte, în albiile minore ale râurilor de munte, dar și în lungile și terasele acestor râuri. Iar prundișurile sau pietrișurile sunt caracteristice mai ales zonelor de dealuri și de podișuri, atât albiilor minore, cât și lungilor și teraselor. Ajunse prin rostogolire în albiile râurilor repezi de munte, chiar dacă sunt mici, așa cum este Lala din munții Rodnei, după ieșirea din lacul Lala sau pârâul ce străbate cheile mândruțului, ori rupte direct din maluri, bucățile de rocă cu aspect colțuros sunt purtate de apă, muchiile și colțurile lor încep să se tocească și cu timpul se transformă în bolovănișuri, cele mai mari și prundișuri, cele mai mici. Vigurosul râu de munte Galbena, afluent al Crișului Pietros, și-a săpat cheile în calcarele platoului Padiș. În albia sa se află bolovănișuri de mari dimensiuni, puțin rulate, dar și altele de mici dimensiuni, mai bine rulate. Datorită bolovănișurilor, cheile Galbenei, important obiectiv turistic din munții Bihorului, sunt greu de străbătut. La ape mici, în albia pietroase, cum se mai numește Crișul Pietros, se pot observa blocurile mari de piatră puțin rotunjite. Bolovănișuri se află și în albia Bicazului. Râul mare din Retezat, înainte de amenajarea sa, era un riguros râu de munte, iar bolovănișurile actuale trădează puterea sa de altă dată. Bolovănișuri, dar puțin rulate, se află și în albiile seci ale râurilor temporare din zonele karstice. Bolovănișuri în cheile râmeților din munții Trascăului. Toancele, stânci parțial rotunjite de ape în albia Bistriței, un pericol pentru plutașii de altă dată. Chiar în zonele de munte, acolo unde panta râului scade, alături de bolovănișuri se află și prundișurile și pietrișurile, așa cum se poate vedea pe parcursul unei excursii cu mocănița de la Moldovița la Argel. Amestecul bolovănișurilor cu pietrișurile este evident și la ieșirea Sighiștelului din cheile cu același nume, acolo unde panta râului scade considerabil. Arieșul Mare și Gârda Seacă din munții Apuseni au și ele în albiile lor bolovănișuri și prundișuri. Pe Valea Suceve, de la Brodina la Straja, bolovănișurile evidente în unele sectoare lasă treptat locul prundișurilor, dar de cele mai multe ori ele se amestecă.
Luncile și terasele râurilor sunt formate în principal din prundișuri, dar în zonele de munte acestora li se adaugă și bolovănișurile. Exploatate în balastiere, prundișurile și nisipurile se folosesc la fabricarea betoanelor. Nisipurile sunt fracțiuni mai fine, cu dimensiuni cuprinse între 0,06 și 2 mm. Ele au mai multe proveniențe. Unele sunt nisipurile deșertice, care sunt în marile deșerturi ale lumii, altele sunt formate prin abraziune marină, nisipurile plajelor, altele sunt în albiile râurilor, de dealuri, podișuri și de câmpie și în mai mică măsură în albiile râurilor de munte. În România, nisipurile au destul de largă răspândire. În câmpia vestică, în nordul câmpiei vestice, în câmpia Nirului sau zona Carei, Valea lui Mihai, unde sunt cultivate cu pomi fructiferi, în sud-vestul Olteniei, câmpia Băileștilor, de asemenea terenuri cultivate astăzi cu legume și zarzavaturi, în câmpia Tecuci, în zona Tecuciului, zona Hanu Conachi, dar nisipurile mai apar pe suprafețe restrânse și în depresiunea Brașovului, în partea de nord-est, la Reci. Nisipurile mai apar de asemenea și în delta Dunării, sub forma grindurilor longitudinale și pe țărmul Mării Negre, mai ales în partea de la nord de Constanța, unde este țărmul jos, dar și la sud de Constanța, unde este țărm înalt cu faleză. Alături de prundișuri, nisipurile obișnuite se folosesc la fabricarea betoanelor. Nisipurile coarțifere de la Miorcani și Hudești, din apropiere de Dorohoi, se folosesc la fabricarea sticlei și a cristalurilor. Pe nisipuri se formează un relief cu înălțime redusă, cu forme mai șterse, aplatizate. Mâlurile sunt fracțiuni pelitice, fine, cu dimensiuni sub 0,01 mm. Ele conțin în ele mâlurile conțin și substanțe organice moarte. Pot să apară în zona lacurilor de acumulare prin colmatarea acestor sedimente, pot să apară în delte, dar există și mâluri cu anumite calități terapeutice care sunt în zonele turbăriilor sau atinoavilor. Mâlurile sau nămolurile sunt fracțiuni fine submilimetrice ce mai poartă numele și de pelite. În compoziția lor intră frecvent și resturi organice. Mâlurile pot proveni din sedimentarea unor bazine lacustre, așa cum apar la Poiana Teiului sau Poiana Largului de la coada lacului de acumulare de la izvorul muntelui. Evidente sunt aceste depuneri și la coada lacului de pe Someșul Mic din Munții Apuseni. În aluviunile depuse, râurile principale sau afluenții lor își sapă o albie nouă. În depresiunea Dornelor, cu un drenaj subteran slab, într-un climat răcoros și umed, s-au dezvoltat urbăriile sau tinoavele. Mușchiul de turbă sau sfagnum, dar și alte plante higrofile au dat naștere la nămolul de turbă de la Șarul Dornei și Poiana Stampei, nămol ce se folosește și în scopuri terapeutice la stațiunea Vatra Dornei. Cenușa vulcanică provine din erupțiile vulcanice. Acum 4 ani, în Islanda a erupt cu mare putere un vulcan, care a perturbat în mare măsură circulația avioanelor, dar și de altă natură. Cea mai puternică erupție a fost erupția vulcanului Krakatau, care a aruncat în atmosferă mase mari de cenușă vulcanică. Praful provine din diferite surse. Vânturile pot să aducă praful dinspre Sahara, de asemenea din circulația autobuzelor, a autovehiculelor, din exploatările în carieră sau în unele balastiere
și din alte cauze. Prin cimentarea naturală a rocilor sedimentare detritice necimentate, prezentate mai înainte, cu lianzi naturali, se formează rocile sedimentare detritice cimentate. Din această categorie fac parte conglomeratele, gresiile, argilele, tuful vulcanic și losul. Conglomeratele iau naștere prin cimentarea naturală cu lianzi naturali a bolovănișurilor și a prundișurilor. Ele au o destul de largă răspândire atât în Carpați, cât și în subcarpați, în zonele de dealuri și podișuri, dar lipsesc în zonele de câmpie. Rezultate din cimentarea naturală a bolovănișurilor și a petrișurilor, conglomeratele conțin elemente rulate, prinse într-un liant natural. Ele se aseamănă cu betonul. Elementele rulate, mai ales cele dure de cuarț și gneis, sunt mai greu erodate comparativ cu liantul sau cu celelalte componente mai puțin dure. În acest fel, prin acțiunea selectivă a vântului, ce antrenează cu el particulele de rocă, dar și sub imperiul îngheț-dezghețului, a luat naștere pe conglomerate un relief interesant, ruiniform sau sub formă de turnuri. În Ceahlău, prin eroziune selectivă s-a format un relief interesant, Toaca cu o importantă stație meteorologică, Panaghia și altele ce dau farmec Olimpului Moldovei, așa cum l-a numit Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie. Alături de grese și calcare, în Bucești sunt și conglomerate. Prin eroziune selectivă, mai ales prin cea eoliană, au luat naștere stânci interesante de tip ciupercă. Ele au în partea superioară o placă mai dură, rest al unui strat mai dur. Sfinxul din Bucegi este de asemenea rezultatul eroziunii eoliene asupra conglomeratelor și gresiilor. Munții Coziei, formați predominant din conglomerate, au și ei un relief ruiniform. La grădina Zmeilor din județul Sălaj, eroziunea selectivă a detașat pe microconglomerate, pe gresii și pe argile, un relief deosebit de interesant. Gresiile iau naștere prin cimentarea naturală a nisipurilor. Unele gresii sunt mai dure și acestea sunt mai greu erodate de către forțele externe modificatoare ale scoarței terestre, altele gresii au o duritate mai redusă și pe ele se formează un relief mai puțin înalt. Gresiile sunt răspândite deopotrivă în Carpați, în subcarpați, în zonele de podiș ale țării. Gresiile se formează în decursul timpului prin cimentarea naturală a nisipurilor. Sunt diferite tipuri de gresii, funcție de liantul natural sau de tipuri de nisipuri ce intră în alcătuirea lor. În fosta carieră de baritină de la Ostra, gresiile au culoare roșie și sunt destul de friabile.
Alteori, greșile sunt foarte dure și formează bancuri groase ce ies în relief alături de alte roci. Rare ori, stratele de gresie sunt orizontale. De cele mai multe ori sunt încrețite, cutate, așa cum sunt cele de pe Valea Suhăi Bucovinene, de exemplu. Aparțin structurilor cutate și rocile sedimentare, ce includ și gresiile din Vrancea și cele de pe Valea Sucevei de la Brodina. La eroziunea datorată forțelor externe, printre care și apele curgătoare, rocile reacționează selectiv, funcție de duritatea și de dispunerea lor în strate. Acolo unde râurile străbat gresie mai dure, se formează cascade ce evoluează în final spre repezișuri. La Sihla, dar și în alte locuri din țară, sihaștrii și-au construit locuri de închinăciune. Argila este o rocă ce conține silicați hidratați de aluminiu, magneziu și fier. Argila are anumite proprietăți, unele se referă la culoarea acesteia. Argila are în general o culoare roșiatică. A doua proprietate foarte importantă a argilei este faptul că ea gonflează, adică prin umezire își mărește volumul. Altă proprietate a argilei este aceea că în contact cu apa ea devine plastică și favorizează astfel alunecările de teren. Argila are largă răspândire în zonele dealuri și de podișuri, chiar și în zonele de câmpie, în schimb, în zonele montane ocupă suprafețe mai restrânse la periferia acestora sau în spațiile de presionare. Argila are o largă răspândire în zona dealurilor, podișurilor și a câmpiilor, dar ea nu lipsește nici din zonele carpatice înalte. Prin acțiunea apelor de știroire asupra argilelor care ies la zi în munții Bihorului, în sudul platoului calcaros al Padișului, în bazinul Galbenei, un afluent al Crișului Petros, a luat naștere groapa ruginoasă, un grandios fenomen al naturii, rezervație naturală. Acolo unde apare argila, versanții înclinați sunt afectați de alunecări de teren, așa cum se întâmplă la Brodina pe Valea Sucevei. Despăduririle masive din ultimul timp sunt un factor declanșator a unor intense procese de versant, alunecări de teren, eroziune torențială. Sub Carpații, cu un subsol format și din argile, sunt un domeniu al proceselor gravitaționale, inclusiv a alunecărilor de teren. În subcarpații getici, în apropiere de râmnicul Vâlcea, pe argile, microconglomerate și pe marne, prin acțiunea apelor de șiroire a luat naștere râpa Stâncioiului, rezervație naturală. Podișul Moldovei, inclusiv câmpia Jijiei, zona Dorohoi, este format din roci friabile, mai ales din argile. Sub acțiunea apelor de ploaie, pe terenurile în pantă s-au produs și se produc alunecări de teren de mari dimensiuni, cum sunt și cele de lângă Dorohoi, unde se pot vedea toate elementele unei alunecări de teren și toate fazele evoluției unei alunecări de teren.
Râpa Roșie din podișul Secașelor din sud-vestul depresiunii colinare a Transilvaniei s-a format și ea prin acțiunea apelor de șiroire asupra rocilor argiloase. Se pot vedea aici locuri unde eroziunea abia începe să muște din teren, dar și locuri unde este pe cale de a se stinge. Pe Valea Suhăi Bucovinene, pe sterilul din vechile iazuri de decantare foarte fin, asemănător cu argila, se produce o intensă șiroire. Același fenomen s-a produs și pe sterilul iazurilor de decantare de la Roșia Montană înainte de ecologizarea lor. După un scurt moment de publicitate, vom reveni.